Băi, nu sunteți de la Recorder, nu? Bine. Mă numesc Octavian, sunt politician și... Aoleu, stai așa. Așa, e bine acum? Salut! Sunt Octavian, politicianul și am făcut... ...de milioane din politică. Partea asta o cenzurați, da? Când eram mic, toți îmi spuneau că nu sunt bun de nimic, că sunt prost, că sunt rău, că sunt leneș. Nici măcar nu erau răutăcioși, era o descriere bună. M-au recrutat de mic. Eram pe holuri, pe la școală, pe acolo, pe curtea școlii și strângeam fondul clasei și fondul școlii și eu nici măcar nu învățam la școala aia. Bă, și m-a prins directorul, m-a luat așa de ceafă și mi-a zis, știu eu unde e locul tău. Locul tău e la Ministerul de Finanțe, băi, și avea dreptate. Modelul meu în politică, fără discuție, Liviu Drag. Liviu Dragnea este un politician cum numai... Nu? L-au băgat la pușcărie? Ludovic Orban. Deci Ludovic Orban este un model în politică pentru că el și numai el... Ce? Miliarde? Ok. Florin Câțu. Deci Florin Câțu este supereroul politicii românești și hai să zic și de ce. Ce? Nu mai e? Nu mai e prim-ministru? Am înțeles. Hai, domnule, greu. Greu așa să ții pasul cu ăștia. O valoare foarte importantă în politică este loialitatea. Față de partid sau ideologie? Ia auzi, bă, la asta. Nu, bă, față de bani. Auzi la el ideologie. Despre asta suntem aici. Suntem la cursul de cum să faci bani în politică. Ce e așa de greu? O a doua, cea mai importantă trăsătură a unui politician este consecvența, adică să faci, domne, ceea ce spui în campanie, ok? Dragi români, noi suntem patrioți, nu vă creștem taxele și nu ne aliem cu PSD-ul. Puteți să aveți încredere în noi, votați-ne liniștiți. Dragi români, noi suntem patrioți. Ca să ieșim împreună din criză, trebuie să creștem taxele și o să ne aliem cu PSD-ul. Aveți încredere în noi că o să facem ce trebuie. Votați-ne liniștiți! Am să te învăț cei mai importanți 3 pași ca să faci bani din politică. Să minți lumea, să-i faci să te voteze și atât. Ai văzut? Masterclass. Dacă tu știi că nu ești bun de nimic, dar totuși vrei să faci bani, să ai bani cât Florin Salam și să-l ai pe Florin Salam și la tine la nuntă, vino la noi în partid. Care partid? Care? Lasă că ne găsim noi pe acolo. Important e să fie bine. Cât costă cursul meu? Nu costă nimic. Tu doar votează că de restul ne ocupăm noi. Gata? Da. Ok. Auzi, mă, dar nu o să scădem în sondaje dacă publicăm cursul ăsta? Sunt proști și tot ne votează. Vezi că înveți? Bravo! Ai văzut masterclass, ți-am zis.